ca să punem o piatră de aducere aminte că astăzi am lăsat timpul nostru și ocupările noastre zilnice la o parte și ne-am dedicat ziua pentru a ne aduce aminte de promisiunile pe care ni le-a făcut Dumnezeu nouă oamenilor. Și este o ofertă foarte interesantă în care Domnul spune: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ofertă. Vă gândiți că ar putea veni cineva de neam mare și a spune: uite, am o ofertă pentru voi. Eu vă pot oferi o slujbă bună, un trai decent, multă liniște, multă siguranță. Și toți care ar auzi, ar spune: măi, ce lucru bun. Hai să mergem, să vedem ce ne oferă acest ofertant. La prima vedere este foarte încântător, dar când te-ai dus să te interesezi pentru ca să poți avea parte de oferta respectivă, el îți spune: pentru asta trebuie să știi ceva matematică, să știi ceva meserie, să ai un comportament decent, să fii disciplinat și așa mai departe. Și s-ar putea înșirui o sumedenie de lucruri. Ei, tot așa, și oferta pe care ne-a făcut-o Domnul are niște condiții. Și pentru a fi în această frumoasă împărăție pe care noi spunem în Tatăl nostru: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Deci noi o dorim acest lucru. Ei, dar ca această împărăție să fie și pe pământ ca și în cer, trebuie să fie locuită de niște oameni care trebuie să îndeplinească niște condiții pentru aceasta. Și de fapt, asta este și munca noastră. Noi toți vrem să dispară ura, nedreptatea, nelegiuirea, bârfa și multe alte lucruri care sunt rele în lumea aceasta. Ei, ce trebuie să facem noi pentru aceasta? Noi pentru aceasta trebuie să ne aducem aminte de ce spune Apostolul Pavel în Roman, zice: și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să aveți nădejde. Iar în 1 Corinteni 10, de la 11 la 12, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacului. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Noi în Sfintele Scripturi avem foarte multe învățături, care cuprind istorie, care cuprind întâmplări, și toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi, pentru învățătura noastră, adică noi să le citim și să învățăm ceva din ele, fie să facem așa, fie să nu facem așa. Deci trebuie să fim foarte atenți. Așa de multe pilde avem în Sfânta Scripturii în care ne se spune ce trebuie să facem. Și David, care era unul dintre cei care a avut o inimă bună și devotată lui Dumnezeu, indiferent de poziția lui și de anumite fapte ale lui în anumite momente ale vieții lui, totuși, el a rămas cu o inimă devotată lui Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu
l-a binecuvântat și l-a apreciat foarte mult. Și Psalmul 1 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dragii mei, noi știm că în lumea aceasta și mai ales în vremurile acestea de acum, și nu este un lucru nou sub soare, pentru că însă Solomon spune: nimic nu este nou sub soare, nimic. Bine, acest verset are și o conotație mult mai importantă, că tot ce a fost va mai fi și tot ce va fi a fost, da? Deci aici se referă și la faptul că Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și a fost într-o stare perfectă din punct de vedere fizic, moral și intelectual și a avut o singură condiție: să asculți și să trăiești. Deci asta a fost și asta vrea să fie și în viitor. Deci să nu uităm acest lucru. Dar totuși inima oamenilor este plină de răutate. Și în Proverbe, capitolul 6, versetul 14, spune așa: răutatea este din inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. Ce face răutatea? Stârnește certuri. Oare atunci când sunt anumite tipuri de certuri, este un motiv? Și iată că motivul este oarecare tip de răutate. Sigur că unii spun că această răutate este benefică sau ar fi benefică, pentru că dacă există certuri de partide, trebuie să leasă la iveală cei găsiți buni. Ei, este o chestiune și aceasta. Însă, când sunt făcute din răutate, creează probleme foarte grave. Pentru că Isaia spune în capitolul 13, versetul 11: voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să se întoarcă mândria celor trufași și voi dobărâ semeția celor asupritori. Iată că aceste lucruri nu vor rămâne ele nepedepsite sau neluate în considerare. Iar noi care, cu toții cât suntem aici, da? Nu cred că este vreunul care ar zice: nu vreau să fiu în împărăția acestui mare împărat. Este cineva care spune așa ceva? Nu. Păi dacă nu, niciunul n-ar spune treaba aceasta, atunci trebuie să ne supunem unor reguli. Așa cum, de exemplu, cineva vrea să obțină un carnet de conducere, da? Să poată merge cu mașina pe drum. Păi el trebuie să învețe acolo niște reguli de circulație. Trebuie să înveți o legislație, trebuie să știe că dacă face cu tare lucru care nu-i bun, va fi pedepsit. E tot așa este și pe drumul acesta spre împărăție, dragii mei. Sunt niște reguli. Cine calcă aceste reguli, să aștepte că poate urma o pedeapsă. Și când le-ai încălcat regula și te găsește cel care e pus să respecte regula și spune: ai greșit, plătești 500 de lei amendă. Ai scăpat că ai plătit 500 de lei amendă și te-ai pus duce mai departe. Dar când ai greșit regula și ai făcut o gravitate mai mare, nu mai zice plătești 500 de lei amendă. Spune: mergi la discotecă, spunea cineva. Da? Deci iată că lucrurile pot să fie mai grave. Noi putem să rănim pe cineva cu vorba odată, dar rănindu-l de mai multe ori, s-ar putea întâmpla să apară aceeași lucru pe care spune Domnul: că va veni vremea când fiecare dintre noi va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Păi, dragii mei, dacă credem că va fi așa, atunci va trebui să avem foarte mare grijă la fiecare cuvânt. Dar atunci când rostim cuvinte care nu sunt bune, mai și credem? Mai credem? Sau cumva credința noastră acolo zdruncină?
E să fim atenți la acest aspect, pentru că din cuvintele tale poți să intri și tot din cuvintele tale poți să și ieși. Da? Dar totuși, spune Ieremia în capitolul 18, versetul 8, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl pusesem în gând să-l fac. Deci, dragi frați, sigur că nu se poate să nu fim cuprinși de problemele vieții și a lucrurilor care sunt, dar dacă ne întorcem de la răutatea aceasta, zice că tatăl ce face? Și lui pare rău și există posibilitatea să fim iertați. Ieremia 25:5. Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are ea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămânea în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Ei, ni s-a promis și nouă o țară, da? Și țara aceea este pământul în care va locui neprihănirea și dreptatea, în care fiecare va sta sub vița și smochinul lui, în care toți vor cunoaște pe Domnul și niciunul nu va spune, nu-L cunosc pe Domnul. Va fi țara aceea în care, zice că pe muntele acela nu se va face niciun rău. Iată ce promisiuni avem noi dacă ne depărtăm de ce este rău. Sigur că va fi acel lucru foarte frumos în care fiecare zice că va sta sub vița și smochinul său, da? Și că lupul și mielul vor locui împreună și că nu se va face niciun rău. Ne dorim acest lucru? Păi dacă ne dorim, dragii mei, atunci ar trebui să ne conformăm cerințelor acestui mare împărat pe care noi îl prețuim și îl onorăm. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 20, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Ne îndreaptă Domnul aici înspre o învățătură foarte, foarte importantă, înspre copii, să fim fără răutate. Sau un alt loc zice, fiți fără răutate ca și porumbeii, da? Fiți înțelepți ca și șerpii. Învățați de la copii, ei să ceartă astăzi și părinții să ceartă și nu uită și copiii după jumătate de oră să duc și se joacă înapoi împreună. Ei, un lucru important. Deci la răutate să fim copii, iar noi să fim oameni înțelepți pentru a putea înțelege aceste lucruri. Iar în Tit, capitolul 3:3, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, orbiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Bun, am fost și noi. Întrebarea este, cum suntem astăzi? Suntem diferiți de ceea ce am fost cândva? E o întrebare serioasă, dragii mei. Că dacă nu suntem diferiți și între noi mai sunt asemenea lucruri, înseamnă că suntem ca și în trecut, n-am făcut niciun pas. Dar aici fiecare se analizează pe sine însuși. Pentru că ca să putem noi să ne putem controla și să putem vedea ce este de făcut, este un îndemn pe care îl dă Iosua în capitolul 1, versetul 8 și spune așa, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei și zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea.
atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dragii mei, ca să putem scăpa de anumite lucruri și care le-am avut în trecut, există o singură cale, ca să cugetăm mereu la legea Domnului. Și atunci vom avea izbândă, altfel nu vom putea avea izbândă. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 18, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o aibă de la preoții și de la neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui. Ei vor fi copiii lui în mijlocul lui Israel. Cât de importante sunt aceste lucruri, care nu sunt noi, ele sunt vechi, dragii mei. Deci, ca să putem izbuti, avem o copie a acestei legi. Această lege trebuie să o avem totdeauna cu noi, să o citim mereu, da? Pentru ca legea aceasta și poruncile acestea să intre unde? În inima noastră. Ca să putem fi umili și să nu fim mai presus de frații noștri. Noi toți suntem frați în Hristos. Deci nu este nimeni mai mare decât între noi, decât unul, decât celălalt. Și pentru asta înseamnă că trebuie să ne respectăm, pentru că este o vorbă, zice că oceanul nu disprețuiește niciun râu, cât de mic ar fi el. Deci oceanul este mare, dar nu disprețuiește pe niciun râu. Tot așa, nici noi nu trebuie să disprețuim pe nimeni, nu numai dintre frați, dar nu trebuie să disprețuim nici pe cei de afară, pe absolut pe nimeni. De ce? Pentru că știm că va veni o vreme în care Dumnezeu va reașeza din nou toate lucrurile și avem nădejdea aceasta că nu numai noi vom avea viața veșnică, o chemare care este făcută astăzi pentru noi care am înțeles, ci vor avea viață veșnică cine? Toți cei care astăzi nu sunt aici cu noi, dar în care Tatăl le va permite într-un anumit timp să aibă cunoștință de legile sale și oricine va voi, va putea câștiga viața veșnică. De aceea nu trebuie să disprețuim pe nimeni. Suferi pentru de pe urma nedreptății unui om rău. Iartă-l ca să nu fiți astfel doi oameni răi. Lumea nu este amenințată de oameni răi, ci de cei care permit răul. Va veni o vreme în care răul nu va mai fi permis, dragii mei. Acum, datorită oamenilor răi, sunt așa de multe lucruri. Răutatea începe acolo unde se sfârșește omenia. Acolo unde nu există respect și nu există omenie, începe răutatea, ambițiile de toate felurile. Rare ori se întâmplă ca oamenii să fie fericiți, se otrăvesc în propria lor răutate. O persoană rea este ca o fereastră murdară, nu lasă niciodată soarele să pătrundă în ea. Vreau doar să amintesc un lucru foarte, foarte interesant, așa, spune așa. Șarpele mușcă uneori, iar omul rău
Totdeauna. Să fim atenți la aceste aspecte. Fericit este acela ale cărui gânduri bune au rodit în fapte și a cărui gânduri rele au pierit în mugure. Unde se petrec toate aceste lucruri? Unde? Aici, în mintea omului. Ci că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății așezate în locurile cerești. Adică unde? Aici, în mintea noastră. Dacă gândurile și toate feluri de probleme care vin în mintea noastră le putem opri acolo și de acolo să iasă numai cuvintele bune, cuvintele care aduc îmbărbătare, cuvintele care aduc mângâiere, cuvintele care aduc bucurie, cuvintele care dau sfat, pentru că noi ne întâmpinăm în viața aceasta tot felul de greutăți și tot felul de probleme. Sunt suficiente problemele zilei, ajunge zilei răutatea ei, necazul ei. Sunt problemele zilei de fiecare zi și moment în care fie cu boli, fie cu anumite tipuri de lipsuri, fie cu anumite nereușite, trebuie să le lăsăm acolo. Și atunci când ne putem întâlni să ne îmbărbătăm, știm că toate aceste lucruri sunt trecătoare. Sunt trecătoare, sunt pentru puțină vreme. Și dacă știți că toate aceste lucruri sunt trecătoare, da? Și că ele se vor strica, atunci ce fel de oameni ar trebui să fiți voi cu o purtare cum? Și sfântă, și evlavioasă. Dragii mei, da. Ei, mergem la un alt verset din, zice așa. Asta e ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu face aceste lucruri. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Batjocoritori. Nu i-a ajuns că e omul și rău. El mai devine și batjocoritor. Și batjocoritor este o atitudine obraznică și desprețuitoare. E cât de rău ne simțim atunci când cineva ne ia peste picior, așa, vorba românească, da? Și te desprețuiește și îți aduce tot felul de cuvinte care nu sunt potrivite, nu? Îți creează o stare. Însă, noi nu trebuie să ne speriem, pentru că însăși Petru ne spune în capitolul 3, de la 3 la 7, 2 Petru. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Știm de aceste lucruri? Știm. Suntem oare în zilele din urmă? Suntem. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Iată o batjocoră foarte mare. La adresa cui? La adresa cui e batjocora, dragii mei? La adresa făgăduințelor lui Dumnezeu pe care ni le-a făcut nouă. Așa spun unii. Asta este o problemă gravă. Căci din adins se facă, nu știu că odinoare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele înecată în apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, prin focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor, el lucrează cu asprimea îngânfării lui, Proverbe 21:24. Din acest pasaj, conflictul dintre lumină și întuneric, dintre urmașii lui Iisus și promotorii răului, par atinge punctul culminant. Diavolul, acest leu flămând care răcnește și caută și urmărească o victimă,
este susținut de un cor de batjocoritori. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, avem oarecare descriere în acest sens. Aceștia încearcă să neutralizeze credința creștinilor cu argumente raționale și științifice. Petru sugerează că ei sunt motivați de dorința de a trăi după poftele lor rele. De aceea batjocoresc acest lucru. Pentru că ei vor să facă ce este rău și să facă după poftele lor. Argumentul lor împotriva revenirii lui Iisus este de fapt că viața merge înainte și neschimbată. Așa a fost de când e lume. Nu s-a schimbat nimic. Iată o batjocoră. Există un aspect interesant la cuvintele lor de batjocoră. Iisus a promis, mă voi întoarce, Ioan 14, de 1 la 3. Dar batjocotorii spun, unde este făgăduința venirii lui? Petru 3 cu 4. La fel se întâmplă, s-a întâmplat și în Edel. Dumnezeu a spus, spusese din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri, negreșit. La fel se întâmplă și astăzi. În schimb, Satan a pus prin intermediul șarpelui, hotărât, nu veți muri. Atunci câți au fost? De s-au împotrivit și au dus o batjocură la planul lui Dumnezeu. Unul singur. Da? El o nega clar, era o negare clară a cuvântului lui Dumnezeu. Același lucru se repetă numai că acum, în zilele din urmă, nu este un singur glas în Eden, ci în cori voci care se aud peste tot. Atunci era unul singur, iar acum sunt foarte mulți care aduc aceea batjocură. Și de aceea inima oamenilor cum este? Plină de răutate, pentru că Dumnezeu nu pedepsește încă. Avantajul nostru este că știm că Petru a prezis acest lucru de fiecare dată. Când auzim că este luată în derâdere ideea venirii lui Iisus și noi știm că aceasta este o împlinire a profeției. Pavel ne spune în Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul, aceea va culege. Deci, dragii mei, dacă suntem credincioși și avem această credință că Dumnezeu va restabili din nou toate lucrurile, că Hristos, Iisus, se va întoarce a doua oară pentru ca să binecuvânteze pe ai Săi și să aducă lumea în cunoștință de planul Său și să-i dea viața veșnică, dacă credem în această împărăție, atunci să nu ne folosim așa cum încearcă să se folosească cei care au spus aceste lucruri sau au în gând aceste lucruri. Poate că și pe noi, datorită faptului că unele lucruri întârzie. Dar avem cuvântul Domnului care spune așa. Chiar dacă această profeție întârzie să se împlinească, tu ce să faci? Să o aștepți. Că ea cu siguranță se va împlini. Deci noi suntem într-o așteptare. Unii de mai multă vreme, alții s-au dus, noi așteptăm acum de o vreme, alții mai tineri de mai puțină vreme, dar să știm că aceste lucruri cu siguranță se vor împlini. Și de ce? Avem cuvântul profeției care ne-au spus despre anumite lucruri care au să se întâmple.
Și noi, în lumina Sfintelor Profeții, vedem că unele lucruri s-au întâmplat. Și atunci când vorbim despre Israel ca și o națiune care au trebuit să se așeze din nou în pământul pe care l-a făgăduit Dumnezeu și că au devenit o națiune și că ei au crescut carnea pe oasele lor și iată sunt acolo, da? Și că Dumnezeu lucrează cu ei și binecuvântează, vedem că aceste profeții s-au împlinit și multe altele. Dar ce ne face aceasta să credem? Că dacă acestea care s-au împlinit și s-au văzut că ele s-au împlinit, ne dă speranța că și celelalte profeții care vor veni se vor împlini cu siguranță. Și de fapt aceasta este credința noastră. De fapt, ce este credința? Și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Noi ce nădăjduim? Că va fi o împărăție în care va locui neprihănirea și dreptatea. Dar unde? Pe pământ. În condiții în care mulți cred că pământul acesta și cerurile acestea vor trebui să fie nimicite, să fie zdrobite. Dar avem cuvântul Domnului care spun că acestea, pământul a fost făcut să fie locuit. Și cum? Și să fie veșnic. Da? Iar scaunul de domnie este, iar cerul este scaunul de domnie a lui Jehova. Și pământul este așternut al picioarelor lui. Și atunci punem întrebarea, își va distruge Dumnezeu scaunul de domnie? Își va arde așternutul picioarelor lui? Nu. Ci acestea vor trebui să intre înapoi sub binecuvântarea pe care a avut-o pământul acela puțin, grădina Edenului, în care tot pământul va trebui să devină o grădina Edenului și în care să se împlinească unul din frumoasele versete care spune așa, va veni vremea când nu se va mai zice, sunt bolnav. Dragii mei, Dumnezeu pentru ca să poată restabili această frumoasă împărăție aici pe pământul acesta, va trebui să facă câteva lucruri foarte importante. Și le va face Tatăl. În primul rând, cei ce se vor ridica din mormânt nu mai fi nici șchiop, nici bolnav, nici fără capacitate de a înțelege, nici să fie siliți să facă răul sau să fure. Că Domnul va rezolva toate aceste probleme pe pământ, ca toți cei care vor auzi atunci legile împărăției să nu aibă niciun motiv să spună n-am putut, n-am înțeles și n-am avut condiții. Toate aceste condiții, ele vor fi puse la dispoziția omenirii ca să poată să înțeleagă legea lui Dumnezeu și să se împlinească, așa cum amintea fratele, că nimeni nu va mai zice părinții au mâncat agoridă și copiilor li s-au stârpezit dinții, ci fiecare care au mâncat agoridă îi se vor stârpezit dinții, adică fiecare nu va mai muri pentru că au păcătuit părinții. Deci noi murim acum pentru că a păcătuit Adam, iar în viitor fiecare va muri pentru păcatele lui și pentru nesupunerea lui. Multe lucruri noi putem spune despre această frumoasă împărăție, despre aceste minunate promisiuni pe care Tatăl ni le pune la dispoziție, însă avem câteva îndemnuri din partea apostolilor. În Iacov, capitolul 3, cu 2, spune așa, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșești cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină limba în fruct, să-și țină în fruct tot trupul. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit.
esența tuturor lucrurilor. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Pentru că cine își iubește viața și vrea să aibă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Ca să fiu și eu în asentimentul celor citite, mă voi opri aici spunând doar câteva lucruri. Un om trebuie să fie destul de mare ca să-și recunoască greșelile, suficient de deștept să învețe din ele și de ajuns de tare să-și le îndrepte. Toți ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greșim noi înșine. Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. Inteligența nu înseamnă să faci greșeli, ci să înveți repede cum poți să le îndrepți. Sigur că din toate acestea noi putem învăța câte ceva. Și vreau să închei cu câteva preziceri, într-un fel sau în altul. Înainte să spui ceva, verifică faptele. Înainte să judeci, înțelege de ce. Înainte să rănești pe cineva, simte și tu durerea lui. Înainte să vorbești, gândește. Înainte să te rogi, învață să crezi. Înainte să vorbești, învață să taci. Înainte să cheltui, învață să câștigi. Înainte să scrii, învață să gândești. Înainte să renunți, învață să încerci. Înainte să mori, învață să trăiești și ai grijă cum trăiești ca să nu mori. Trei lucruri nu poți întoarce: timpul, vorbele și șansele. Trei lucruri te pot distruge: minciuna, egoismul și invidia. Trei lucruri să nu pierzi: speranța, răbdarea și onestitatea. Domnul să fie cu noi. Amin.